Mă gândeam aici, printre altele, dragii mei, un om al lui Dumnezeu, el trebuie să fie un om care să se gândească și la viitor. Așa era menționat printre altele deja aici. La cel care va urma după el, care să ducă în continuare lucrarea. Sigur, aici nu e vorba de o concurență. Cine se gândește la concurență, la din start, este eliminat. Dar în același timp trebuie să fim marcați de acest lucru. Omul lui Dumnezeu Moise, Biblia spune despre el că a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă. Biblia spune despre el că a fost cel mai mare om, om proroc ca Moise, nu s-a mai ridicat în Israel, pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut față în față. Vorbea cu el ca și un prieten cu prietenul lui. Și totuși, la un moment dat, acest om este frământat de această problemă. Și el spune, printre altele, în Cartea Numerilor, în capitolul 27, ceva foarte interesant. Spune aici, versetul 15, Moise a vorbit lui Dumnezeu și a zis: Domnul Dumnezeu duhurilor, oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru că adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Moise, la un moment dat, a fost frământat, avea oameni în jurul lui. Ne spune Biblia că deja erau judecătorii, erau cei 70 de oameni peste care Domnul își pusese Duhul lui. O lua din Duhul care era peste Moise și o pus peste cei 70. Și totuși Moise nu s-a încumetat singur. Omul care era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, omul în care era prezent Dumnezeu. El a văzut că lucrarea aceasta este atât de majoră încât i-a spus lui Dumnezeu. Până și această problemă a dus-o la cunoștința lui. Ce vreau să spun, uneori există probabil tendința aceasta, teama aceasta de a nu pune în lucrare lucrători, ca și când nu mai sunt alții. Dar în același timp există și tendința aceea de a lucra în mod ușor. În mod ușor. Spune aici Anosia, în capitolul 8, versetul 3, au pus împărați fără porunca mea. Cum împărați? Da, s-au pus împărați în vremea aceea fără porunca lui Dumnezeu. Și căpetenii fără știrea mea, fără știrea lui Dumnezeu căpetenii. Și era națiunea lui Israel, națiunea Domnului. Și totuși Domnul nu a intervenit, i-a lăsat. Au fost oameni îngăduiți. Au fost oameni întotdeauna care au fost hotărâți în planul lui, au fost oameni îngăduiți și oameni cu care Dumnezeu nu a avut niciodată nimic. Moise, omul lui Dumnezeu, a fost interesat de lucrarea lui Dumnezeu în oricum, ci exact așa cum spunea fratele Gagea, să facă și bine lucrarea, cel mai bine, cel mai mult, să fii interesat, marcat de lucrarea lui, să te dăruiești pentru această lucrare. Revenind la Numeri, capitolul 27, Domnul a zis lui Moise în continuare: ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Ce frumos! Dar Iosua era la îndemâna lui. Era unul din slujitorii lui Moise și totuși Moise nu a îndrăznit. Și Dumnezeu i-a vorbit: ia-l pe Iosua, bărbat în care este Duhul meu. Și primul lucru pe care vreau să-l întăresc în această zi, omul lui Dumnezeu trebuie să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu nu poate să facă lucrarea pentru că este lucrare spirituală, nu o lucrare de jos, materială. Nu un business, ci este o lucrare dumnezeiască. Și nu o poți face dacă nu este ceva de sus, Duhul lui Dumnezeu, numai Dumnezeu te poate ajuta. Sigur, sunt mulți care o fac, dar se vede și rezultatul, și lucrarea, și finalul. Deci ca să fie o lucrare bună, trebuie neapărat să fie Duhul lui Dumnezeu. Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu. Iosua a fost un om al lui Dumnezeu în care era Duhul lui, Duhul lui Dumnezeu. Spune aici în cartea Deuteronom foarte frumos în dreptul lui. Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Era plin de Duhul înțelepciunii. Era călăuzit și Dumnezeu era prin el, comunica cu Iosua, în continuare.
Dar sunt probleme de multe ori foarte spinoase și grele, nu le poți face oricum la întâmplare. Omul lui Dumnezeu are nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Peste cei patru doresc din inimă, Domnul să lase călăuzirea lui. Amin. Vor fi momente, vedeți, nu există o situație una ca cealaltă, fiecare diferă. Nu poți să iei, să socotești că lucrarea Domnului este un șablon. Așa cum am acționat în împrejurarea pe care am avut-o, voi acționa la fel. Nu este una ca cealaltă. Numai Duhul lui Dumnezeu te poate canaliza. Numai Duhul lui Dumnezeu te poate lumina. Numai atunci te poți bucura în final. Sigur, trebuie să și rămâi sub această călăuzire. Îmi place ceea ce spune Pavel lui Timotei. Pavel lui Timotei, sigur, recunoaște lucrul acela bun care ți-a fost încredințat. Păstrează-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Ce frumos! Duhul Sfânt, pentru că Biblia spune și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii al lui Dumnezeu. Ori nu poți fi un slujitor și un copil al lui Dumnezeu. Dacă e vorba de un slujitor, nici nu se mai pune problema. Primul lucru care trebuie să-l caracterizeze, prezența Duhului, călăuzirea Duhului. Un om care să comunice cu Dumnezeu, să aibă o legătură cu Dumnezeu. Cu privire la Iosua, spune Biblia, sigur, multe lucruri foarte frumoase, dar printre altele, mai amintesc unul, ne spune aici cuvântul foarte frumos în dreptul lui Iosua. Spune Cartea Sfântă că Iosua s-a urcat cu Moise pe munte și la un moment dat, după ce s-au coborât, au auzit un glas de cântăreți. Și Iosua spune aici așa, Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un glas de război, un strigăt de război. Moise a răspuns, strigătul acesta nu este nici strigă de biruitor, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și știm în continuare ce s-a întâmplat. Iosua a fost părtaș la cele mai mari evenimente, lângă Moise a fost. S-a urcat cu Moise pe munte, ne spune Biblia, și a stat acolo 40 de zile și 40 de nopți. Ne spune cuvântul la un moment dat, numai Moise s-a desprins, Domnul l-a chemat în nor și a stat de vorbă cu Moise și a transmis toate poruncile și toate legile. Deci eu mi-am pus întrebarea, că nu spune nimic Biblia, ce-a făcut Iosua în timpul acela. Eu nu cred că Iosua și-a dus mâncare cu el. Nu știu ce-a făcut. Dar despre Iosua, spune Biblia aici, în versetul 11 din Exod 33, Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Iosua a fost format în a doilea rând, un om format de Dumnezeu. De aia Domnul a spus, ia-l pe Iosua, bărbat în care este Duhul meu, că a fost un om format de tânăr. Dorința lui, pe eu nu concep un lucrător să nu fie primul la rugăciune, sau să nu fie la rugăciune, spun bisericii, hai la rugăciune și eu nu sunt. Sigur, sunt momente în care voi fi plecat într-o altă lucrare. Absentez și obiectiv, nu subiectiv, este cu totul altceva. Dar nu pot provoca poporul, pentru că cel care dă tonul este cel care este în fruntea poporului, sunt lucrătorii. Omul se uită și cel din biserică în general, credinciosul, se uită la ce facem noi. De aceea este foarte important. Iosua a fost un om format de Dumnezeu. Iosua a iubit părtășia, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Biblia spune despre Iosua, din copilărie l-a slujit pe Moise. A fost slujitorul lui Moise. Ce frumos! Când Domnul alege, vreau să vă spun că nu în momentul în care îi pune în lucrare, astăzi e bună oară cei patru, Domnul i-a urmărit de mult, din tinerețe, din copilărie. Biblia spune despre Timotei, a fost cel mai apropiat colaborator al lui Pavel. N-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el. Și spune în continuare, mi-aduc aminte de lacrimile tale, când atunci în copilărie, mereu spun și la noi la Betel, mă uit și vreau să văd lacrimi printre tineri, printre copii. Lacrimile de odinioară, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința, sălășluită mai întâi în bunica lui, să mama ei unice și sunt încredințat că și în tine. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturii,
Pentru că lui Iosua îi spune Moise în final și îi spune Domnul, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de tine. Cugeta asupra ei zi și noapte, s-o ai în inimă. S-o ai în inimă, zi și noapte să cugeți asupra ei și caută să faci tot ce este scris. Nu numai unilateral, nu numai într-o direcție. În toate compartimentele vieții este foarte important. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie un om care să aibă Duhul lui Dumnezeu în primul rând. Aia înseamnă și roadă, înseamnă și putere și înseamnă tot ceea ce este divin și dumnezeiesc. Dar în al doilea rând trebuie să fie și un om crescut, format, un om care să iubească rugăciunea. Un om care să iubească cuvântul, care să iubească părtășia. Un om care se spune aici să fie un exemplu. Eu vis-a-vis de acest lucru, de a fi un exemplu, un model, așa era menționat de fratele Tipei. Și așa este. Vrem, nu vrem, oamenii se vor uita la noi. Uitați ce spune Biblia în Matei, în capitolul 20. De bună oară, la un moment dat aici, Domnul Iisus, în cuvintele Domnului, spune printre altele în felul următor. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Auziți ce suntem noi? Slujitori. Robul Domnului Moise, robul Domnului Iosua. Zice aici slujitorii, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Sigur, aici e și vorba de o dorință a omului, nu numai dorința noastră. Domnul este cel ce decide, dar în același timp noi trebuie să fim gata cu ceea ce Domnul dorește. Pentru că nici fiul omului n-a venit să se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața care-s cumpărare pentru mulți. Și acum Biblia spune, tot așa cei din tâi vor fi cei din urmă și cei după urmă cei din tâi. De multe ori sunt cei din tâi, sunt oameni cei din tâi la amvon, n-aduc și cei din tâi în slujire. Să rețineți ideea. Între voi să nu fie așa, oricare va vrea să fie cel din tâi, primul, să fie slujitor. De multe ori sunt oameni care vor să fie cei din tâi, dar slujitor nu. Și Domnul vrea să fim niște modele, se spunea și pe bună dreptate, modele în rugăciune, modele în cuvânt, în slujire, în părtășie și în toate celelalte. Pe cei patru doresc Dumnezeu să-i binecuvinteze. Domnul să aibă în vedere viața lor. Apoi un al treilea lucru pe care vreau să-l menționez, foarte importantă, problema familiei lor. Rar oameni ca și Iosua să se ridice în finalul vieții lor. El în finalul vieții lui se ridică, face o mare proclamație. Auziți numai Iosua 24, versetul 14 și 15. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Îndepărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și acum atenție! Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților, în a căror țară locuiți. Și acum, cât despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ce frumos! Omul lui Dumnezeu se gândește și la cel care va veni. El se gândește în toate domeniile, în toate compartimentele. Are în atenție, se spune aici, familia, foarte importantă. Și eu asta consider ca o ordine prioritară, viața personală cu Domnul, relația, în al doilea rând familia, în al treilea rând biserica. Asta este relația care trebuie să fie, prioritățile. Ei, Iosua, o înțeles care este chemarea. Ce frumos în finalul vieții să te uiți retrospectiv și să nu ai niciun regret, să te uiți la familie. Știți, Biblia vorbește unui om, unui om mare, dar Moise s-a gândit în toate domeniile, a fost un om mare. S-o gândi și la urmaș. Dar Biblia ne vorbește de Ezechia, 2 Cronici, capitolul 29, apoi vorbește în Isaia, în capitolul 38 și 39. Știți ce spune lui Ezechia la un moment dat Isaia? Puneți casa în rânduială, că nu vei mai trăi, ci vei muri. Domnul când vorbește, nu vorbește ieftin. Nu are afirmații numai de dragul de a spune ceva. Dumnezeu vorbește cu adresă. Puneți casa în rânduială, pentru că nu vei mai trăi, ci vei muri. Iar în Cartea Împăraților, acolo este puțin diferit și spune așa, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. La ce se referea Dumnezeu? Se referea la urmașii care urmau după el. Cine urma după el? Manase. Și Ezechia nu s-a gândit. O carență, un gol, o lacună în viața lui.
El nu s-a gândit și la urmașii care vor fi pe tron în continuare. Cine va fi împărat? E foarte important, Iosua, cât despre el, familia lui, era la înălțime, la un standard înalt. Ce frumos! Și la un moment dat, știți, când au venit trimișii din Babilon și Domnul îi vorbește lui Ezechia din nou și îi spune, ce au văzut oamenii aceia prin Isaia? Au văzut tot ce este în casa mea. Zice, tot va fi dus în Babilon, nu va rămâne nimic și copiii tăi vor fi duși. De ce? Pentru că tu n-ai rânduit casei tale, tu nu te-ai gândit la urmașii tăi. Eu doresc Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betania. Amin. Domnul să aibă în vedere lucrătorii de aici. Amin. Doamne, ai în vedere însă și bisericile unde Tu ne-ai pus să slujim fiecare dintre noi. Vreau să nu uităm, într-o zi era menționat aici, el a făcut ce este bine sau ce este rău. Asta va fi eticheta fiecăruia dintre noi. Ce frumos să rămână lucruri bune, să ne gândim la toate. Să te lași călăuzit de Duhul în viața aceasta, apoi să fii crescut spiritual. Și aici mai vreau să fac doar o subliniere. Niciun om al lui Dumnezeu nu e atât de mare și biserica foarte mică undeva jos, nici pe departe. Omul lui Dumnezeu întotdeauna va crește, va fi direct proporțional cu biserica. Crește el spiritual, crește și biserica unde Dumnezeu l-a pus ca lucrător. Vreau să vă spun, bisericile, practic, când vrei să vezi pulsul unei biserici, intri în casa lucrătorilor, în viața lor, discuți cu ei și imediat îți dai seama de pulsul bisericii pe care o are din partea Domnului în slujire. Ce frumos! Ce mare binecuvântare să ne facem datoria! Ce frumos să ne punem la îndemâna Domnului! Încheie aici și doresc încă o dată Domnul să lase Duhului peste cei patru. Amin. Să aibă în vedere Domnul și familiile lor. Amin. Să nu-și neglizeze problemele familiei. Oamenii se vor uita la soțiile lucrătorilor și la copiilor. Copiii la copiii lucrătorilor. Soțiile la soțiile lucrătorilor. Ele vor fi modelele. După ei se vor lua, se vor alinia. Ce frumos când vor merge toți împreună și cu toți într-o zi să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să-l întărească și pe fratele Tibei. Dânsul s-a gândit la urmași și noi la Betel avem, mă gândeam aici, 9 lucrători. Și în viitor mai vrem încă 2 sau 3 sunt în vizor. Și într-un viitor vrem să facem și această lucrare. Dar e foarte important să nu ai niciun regret. Nu am niciun regret pentru cei 9 care au fost ordinați de când sunt lucrători acolo, în Betel. Nu am niciun regret pentru cei care sunt. E mare, e foarte important să nu regreți în timp. Și să vezi cu adevărat notă de spiritualitate și dorința de a sluji, de a fi la îndemâna lui Dumnezeu. Asta e problema numărul 1. Iar celelalte Dumnezeu ne va ajuta și Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin.